Suntem pe strada 1 decembrie 1918, numărul 1, la Sighișoara. În spatele nostru se supraetajează, fără autorizație de construire și fără aviz de protecție a monumentelor istorice, o pensiune. În același timp suntem în sit UNESCO. În concluzie, aceste lucrări sunt ilegale. S-a constatat că este infracțiune de către poliție. Totuși, lucrările continuă, deci nu s-a dispus oprirea lor. Cum afectează această construcție situ? Păi îl degradează. Pur și simplu, ca și aspect, se folosesc materiale neconforme nici măcar cu regulamentul local de urbanism pentru acest centru istoric, care nu permite plăci OSB, polistiren pe fațadă, noi forme și așa mai departe. Dar au voie să supraetajeze? Dincolo de faptul că e fără autorizație, cei de la primărie spuneau că vor intra în legalitate și vor avea autorizație. Au voie într-un sit UNESCO să facă astfel de intervenții? Într-un sit UNESCO nu ai voie să faci asemenea intervenții, tocmai pentru că ideea este să conservi, să conservezi, să păstrezi acel sit așa cum a fost el. Cu renovări, restaurări de rigoare, dar nu ai voie să aduci modificări. Ori aici asta se face, se ridică clădirea, deci crește înălțimea clădirii și așa mai departe. Spuneți că în Sighișoara sunt mai multe exemple de acest fel de construcții care s-au ridicat ilegal sau care sunt la limita legalității și care afectează situl UNESCO. Puteți să dați câteva exemple? Da. Un exemplu notoriu este clădirea anexă din spatele hotelului Pensiunea Wagner, chiar în piața cetății, care s-a realizat aproximativ în 2008. Așa, există o construcție realizată acum 3 ani pe strada Hermann Oberth numărul 3. Se poate și vedea deci din apropiere. Și chiar și un corp de clădire a unei școli s-a mai realizat aproximativ în 2006. Astea sunt doar 3 exemple. Pe de altă parte, în situl UNESCO se schimbă într-o veselie ferestrele vechi, se înlocuiesc cu geamuri termopan cu alt aspect și așa mai departe. Deci sunt o serie de alte intervenții care strică aspectul zonei, clar. România riscă anumite sancțiuni sau Sighișoara riscă să fie dată afară din lista UNESCO din cauza acestor modificări și din cauza bănuiesc chiar că domnul primar cam asta speculează și nu o spun doar așa cu titlul speculativ la rândul meu, ci s-a pronunțat în mod oficial pentru scoaterea Sighișoarei de pe lista UNESCO. Asta în urmă cu câțiva ani. Pe de altă parte, am impresia că Sighișoara este sub radarul UNESCO. Dacă ar intra pe radarul celor de la UNESCO și s-ar consemna toate ilegalitățile majore comise, atunci, de fapt, am trebuit să ajungem pe lista aia roșie și următorul pas ar fi ca într-o ședință ICOMOS sau UNESCO să se hotărească scoaterea Sighișoarei de pe listă. Dar, cum am spus, se pare că suntem absolut sub radarul lor și se ignoră pur și simplu. Cum protejează autoritățile locale de aici patrimoniu? Deloc. Mai mult. Deloc. Spuneați chiar pe dos, adică fac ce fac ca să... Evident. Deci, noi sesizasem ca și asociație încă din 2008 aproximativ 30 de intervenții majore asupra unor imobile din centrul istoric. Direcția Județeană de Cultură Mureș ne-a confirmat că niciuna dintre acele intervenții nu a fost legală. De atunci au mai trecut câțiva ani buni și aș spune așa cu aproximație minim 100 de intervenții majore. Mă gândesc la ferestre noi, la materiale nepermise care s-au folosit, la culori stridente cu care se zugrăvesc casele, mansardări aventuriste și așa mai departe. Deci chiar sunt foarte, foarte multe asemenea intervenții, se văd, mai ales dacă cunoști orașul, dacă nu ești un simplu turist care vine întâmplător odată pe an și e fascinat de orașul ăsta pseudo-medieval. Dar dacă privești cu un ochi mai atent, mai critic și mai de insider, te îngrozești, pur și simplu. Și bine, sună emoțional, dar se poate vedea pe teren. Un număr mare, mare de intervenții, absolut groaznice.